eu sunt Laura și astăzi l-am alături de mine pe Edi. Hey. Și împreună cu Edi v-am pregătit astăzi un mini challenge, dar eu aș spune mai mult testare de produse de gust, punere de note și alegeri între produse galbene și produse verzi. Verzi. Așa, ideea e că noi cu Edi nu suntem produsele. Noi ne-am îmbrăcat așa pur tematic și uitați-vă, vreau să vă... A căzut ceva? Tricoul meu care este cu Jake din Să înceapă aventura. Nouă ne place foarte mult acest desen animat, dar nu despre asta este acest clip. Totuși, înainte de asta, nu uitați că și Edi are un canal de YouTube pe care postează de obicei mukbang-uri filmate cu mine, adică mâncăm mâncare. Mâncarea se mănâncă. Deci link-ul o să fie jos în descriere. Vă abonați, dați canalul follow. Meu se numește NetTV. Da. Și primele produse, prieteni, sunt acestea două. Hai că focusez așa să se vadă bine, bine. Eu am MM Dance galben, iar Edi are Skittles verzi. Apropo, am luat strict după ambalaje, adică mâncarea dinăuntru o să fie diferită la culoare, dar eu sunt foarte curioasă și să știți că trebuie să punem notele obiectiv. Pentru cine nu știe ce înseamnă obiectiv, înseamnă cinstit. Adică nu încercăm să facem vreo preferință pentru vreo culoare sau alta. Corect. N-a căzut nimic. Așa. Eu prima o să gust produsul galben și tu mereu verde. Și eu o să încep tot așa cu bumbunică galbenă. Tu verde? Da. Mereu mi-au plăcut M&M de musuline. Asta e măr verde, gen, e super bun. M&M de musuline sunt dulce, adică nu sunt acre. Astea sunt foarte acre. Nice. Mă rog, sour, adică e complicat gustul de sour de explicat. Da, acre, acre. Și acum eu trebuie tot cu verde, nu? Nu, nu neapărat. Nu, chiar nu contează. Hai să zicem că totuși... Eu am luat verde. Mie-mi plac astea mai mult. Mie astea. Eu am pus mai încă una. Da, logic. Mănâncă ei. Așa. Deci... În prima rundă, mâncarea verde a acumulat un punct și mâncarea galbenă un punct. Deci, momentan, suntem la egalitate. Să vedem cu următorul produs. Și următorul produs, prieteni, este Lay's. Sunt chipsurile, din întâmplare sau numere să fie Lay's. Dar ideea e că ale mele sunt galbene cu cașcaval și ale lui Edi sunt verzi cu smântână. Bine, asta este un fel de galben portocaliu, dar eu l-am luat ca galben. Da. Eu am zis că e galben. Să-l deschidem, mamă. Eu sincer să vă zic, astea două gusturi sunt preferatele mele. Cașcaval și sour cream sunt preferatele mele. Ba nu, tu mereu mănânci cu barbecue și carne. Și piri-piri. Știi că nu s-a focusat unul. Și ale mele, cașcaval. Gata, nu mai mânca. Nu mai mănânc. Stop. Acum trebuie să le testez pe celelalte. Da. O să fie greu să votez. Adică astea au un gust... Eu cred că depinde strict de ce ți-e poftă exact, pe moment. Exact, adică astea au un gust, nu știu, parcă sunt mult mai sărate, dar parcă tot mai bune. Astea mi-au fost mai sărate și mai bune. Dar o să votez cinstit și o să zic că de obicei, în general, îmi plac mai mult astea cu cașcaval. Și mie de obicei, în general, îmi plac mai mult astea. Deci, deci iarăși avem un punct egal. Pentru galben asta și un punct pentru greu. Verde. O să fie foarte greu. Deja suntem la egalitate. 2 puncte pentru galben, 2 puncte pentru verde. Următoarele produse sunt acestea. Hai să le focusăm, Edi, și să arătăm mai bine ce sunt. Sunt teoretic niște sucuri. De fapt, al meu este o cafea, a tău este un iaurt. Dar, adică poți să-l bei când ieși în oraș undeva. Da? Da. Adică sunt niște chestii de băut. Așa, cel mai ușor de explicat, da. Și al meu este un fel de galben, pentru că aveau și portocaliu acolo și ăsta este galben, din punctul meu de vedere. Și poate nu văd bine. Și al lui Eddie este, verde. Bine să zic Betty, este Activia. Așa,
Al meu este cu caramel macchiato. Bine, o, e pare deja foarte bun. E foarte bun, știu că am mai cumpărat și... Al meu este cu fibre. Ah, îmi place mult și Activia cu fibre. O să fie greu! Iarăși, o să fie foarte, foarte greu! De ce ne place atât de mult mâncare? Nu știu. Ah, bei așa? Eu am și pai, dar zic că nu. Divin. De obicei, nu știu, au și chestii cu din marca asta cu Starbucks care sunt nașpa. Dar asta cu caramel e bun. E foarte bun, dar iar depinde de ce ai chef să... Să consum. Da. I-am ales. Da, și-o am ales. Și câștigătorul din... Dar de ce nu țin două chestii? Greșeală. Așa, și câștigătorul este, din punctul meu de vedere, Activia Verde. Da, și din punctul meu de vedere. Adică ăsta e... E, știu, bun, e bun, dar ca și gust mai tare îmi place ăsta cu fibre. Mai gustos este ăsta, deci... Oh, nu, mâncarea verde câștigă momentan. Deci deja avem... Hai, eu le rețin pe alu' galben și tu pe alu' verde. Tu ai două, momentan eu am trei. Tu ai patru, că două voturi au mers. Și tu ai votat verde și eu am votat verde. Deci, eu am două și Edi are patru puncte. Bine, galben și verde. Galbenul are două și verdele are patru puncte. Oare cine va câștiga? Eu chiar nu știu. Hai să aflăm. Următoarele produse, prieteni, sunt acestea. Presupun că... Așa. Presupun că Edi nu știe să folosească o cameră. Presupun că toată lumea a văzut aceste tortiții. Știu că a fost mare zarvă când în general au apărut. Da, toată lumea a mâncat tortiții. Era cu tortițele. Era eu mănânc tortiții, bro. Știi? Adică nu țin minte, eu țin minte asta. Și mă rog, și la un moment dat mi-am cumpărat și eu tortiții și nu pot să zic că... Am înțeles. Tortițele de fapt se mănâncă cu ceva peste, nu goale. Ale tale, ale mele se mănâncă cu un sos, gen cu smântână. Cred că ar fi un gust foarte bun cu smântână. Merită încercat. Chiar o să încercăm. Chiar o să încercăm. Bine, are mai mult sens. Eu tocmai voiam să zic că tortițele simple nu prea-mi plac. Ale tale cu ce sunt? Ale mele sunt cu sustan alb și negru. Ale mele sunt cu mix de semințe. Adică tot cu sustan alb și negru. Posibil. Doar că cu mai mult. Bine, hai să gustăm. Mirosa grajdul bunica. Asta miros destul de bine. Au chimen, nu! Nu-ți place chimenul? Nu știu, sunt confuză dacă îmi place sau nu. În general nu prea. Are un gust interesant. Astea cu susană sunt bune. Ia să vedem. Astea au chimen. Și au și semințe de in. Sau e susan negru? Nu, sunt semințe de in. Tot ce decizie grea. Ce pentru mine cel puțin. Da. Să știi că chimenul ăsta par fi bun de la o brusc. De ce este atât de greu? Deci... Nu am luat o decizie eu. Da? Așa. Eu sincer nu știu. Dar cred că și eu am hotărât. Hai, dite, lasă să votezi. Poți să punem primul? Da, păi asta și-am zis, poți să votezi. Ale tale îmi plac mai mult pentru că nu sunt la fel de sărate ca astea. Și astea mi se par mult prea sărate, sincer. Da, eu tot votez cu ale mele pentru că deși acum mi s-a părut gustos chimenul, e posibil să mi se ia. Da. Adică dacă ți cumperi o pungă întreagă și nu prea ți place, dar în schimb susanul este neutru și dacă ți-e foame, Exact. Foarte gustos. Deci acum e 4-4. Egalitate? Egalitate! Oh, să vedem, nu! Mai avem câteva produse. Oare cine o să câștige? Oh, vai, hai să aflăm. Următoarele produse, prieteni, vă prezentăm două cornuri. Cornuri, al meu este Chocapic, sau Chipicao, sau ce e asta? Chocapic, da, e Chipicao! Al meu e Boromir cu spumant. Oh, îmi place vinul spumant. Gen, da, îmi plac astea cu vinul spumant. O să fie tot interesant. Chocapic, toată lumea știe Chocapic. Toată lumea, e cornul copilăriei mele. Are... Ai o surpriză? Am o surpriză cu o fată care are părul roșu și este îmbrăcată în verde. Mie îmi plac fetele roșii îmbrăcate în verde. Știi care e prima chestie pe care o văd la Boromir? Este că cornul în sine este foarte moale. Da, adică... Boromir se pricep la cornuri și la tot. Gen, îmi plac produsele de acolo, nu e product placement. Așa, Chocapic arată mai natural.
Am mai corn. Încă n-am dat de sos. Nici eu. Nici eu n-am dat. Încă n-am dat. Ciudat, unde vine spumantoare? I-am dat. Adică se simte aroma, dar el în sine nu îl găsesc. De ce l-ai scos din gură? Am dat acum. Acum? Eu tot am dat. Na. Da, da, luând în considerare că mai multe și m-a decornat. Da. A, uite, aici era full. Da. Boys, eu votez pentru verde. Eu votez pentru galben. Vai, vinul ăsta spumant e... Ce trebuie. Deci, prieteni, iarăși, suntem la egalitate. Galben are 5 puncte și verdele are 5 puncte. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva. Termină cu cornul ăsta. Edi a mâncat tot cornul. Următoarea rundă avem niște biscuiți. Tu! Ale mele, ale mele sunt original și ale lui Edi sunt cu... smântână și... sour cream și onion. Onion. Țin minte că a fost mare zarvă și cu tucurile, sincer. Da, când a apărut răbuna, dar era original doar. Dar erau, da, și după au apărut cu cașcaval și... și după nu a mai luat lumea așa de mult. Original sunt bune, sunt biscuiți care se topesc ușor în gură și sunt sărați. Cred că runda asta o să fie a mea. Da. Ia să le gustăm și astea pe ale lui Edi, tuc. E bun. Da. Nu se compară. Am ales. Și câștigătorii sunt aceștia, verde. Deci e 7-5 acum. 7-5, o doamne. Și mai avem o singură rundă, deci ori o să fie egalitate, ori o să câștig ori eu. Cineva, ori... de ce tu nu reprezinti culoarea verde, știi că mi-e place verdele mai tare. Păi tu doar ești îmbrăcat într-un tricou verde. Eu am ales toate produsele. Ok. Și ultimele produse, prieteni, am aici o banană. Ceva sănătos, aproape galbenă, aproape toată galbenă. Iar Edi are niște struguri fără sâmburi. Struguri fără sâmburi, ce bun, oare cum îi crești? N-au sâmburi. Nu știu. Probabil cumva se crească. Oh, banana mea e foarte maro. Ah, nu, e ok, e maro doar la început. Un pic mai mult, da? Ce? Mânecat. Tu și ești, Edi? banana e bună. Dar, cred că o să-mi placă strugurii mai mult. Strugurii sunt foarte buni. Adică nu știu, e greu de zis, dar parcă, ia stai să-mi iau cu unul ăsta. Ce ai mâncat tu? Adică ce-ți place mai mult la gust? 3 ani mai târziu. În serios, trebuie să-ți dai seama din prima, știi că de fapt... Păi asta e că sunt gusturi într-un fel diferite. Atât da, de diferite încât gen ambele sunt bune. Doar da, dar trebuie să alegi unul, că și mie multe mi-au plăcut două chestii, că mi-a plăcut doar unul. Atunci o să iau după textură, pentru că gusturile mi se par altfel bune. Așa. Deci textura, stai mai, încă o dată. Ok, deci banana e așa. Banana. Am decis. Oh, a decis, vai. Deci? Strugurii. Asta după textură. Și eu votez strugurii pentru că sunt mai revigoranți și gustoși și buni și n-au sâmburi. Bine, doar ăștia, dar sunt foarte buni. Sunt verzi. Deci asta înseamnă că... culoarea verde are în total 9 puncte. Dar nu tu reprezinți culoarea verde, tu doar ai un tricou verde. E... termină! Deci, prieteni, astăzi culoarea verde s-a dovedit a fi câștigătoare în această mică... Confruntare în această mică confruntare. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Laura, asta a fost Edi și ne vedem. Adică știu că am părul lung, dar...
asta a fost, Edi. Am înțeles că a zis asta, a zis că nu m-am mai complic și ne-am complicat mai tare decât a trebuit. Nu mai contează. Ne revedem în videoclipul următor. Pa! Pa!